găsit, numele meu este Radu Crișan, antrenor de fitness și personal training, iar alături de mine este Kingo Shandor, antrenor de fitness și personal training din Târgu Mureș. Astăzi v-am pregătit pentru voi un antrenament cu sandbag-ul. Sandbag-ul, sau mai bine, mai ușor de zis, un sac cu nisip. Azi am ales un sandbag de 5 kg, varianta ușoară. O să vă prezentăm 3 exerciții, majoritatea vor fi pentru terenul inferior al corpului. Încep. Avem sandbag-ul, o să vă arătăm diverse exerciții și variante mai ușoare pentru începători, dar și variante mai grele pentru avansat. Punem sandbag-ul sus, la ceafă, picioarele depărtate la nivelul umerilor și vom începe cu niște squat, genuflexiuni simple cu sandbag-ul. Perfect. Împingem ușor fesierul în spate și revenim. Sunt foarte atent la poziția corpului, mai ales am spatele cât mai drept și privirea orientată în față. Hai să încep. Facem 10 repetări. În momentul în care cobor, inspir, revin cu expirație. Inspir pe nas, expir pe gură. Sunt foarte atent la poziția corpului. Perfect. Vă o să vă prezint o variantă mai ușoară, o să ne prezinte Kingo. Kingo, te rog, sandbag-ul la ceafă. Facem un squat și ridicăm sandbag-ul sus deasupra capului. O să vă arăt un pic chestiile cele mai importante la aceste exerciții. Genul cum să nu coboare, să nu meargă în față, să nu depășesc linia vârfului degetului, abdomenul ușor încurcat și spatele drept. Ok, revin și ridicăm sandbag-ul sus. Perfect. Hai să facem 10 repetări, Kingo. Și începe. Sus, jos și sus. 10, 9, 8, 7. Nu-i să respir și să mă concentrez ușor pe abdomen, să-mi țină spatele drept. Hai, 4 repetări. Sus. 3, 2, ultima repetare. Perfect. Scutăm brațele, am lucrat deltoizii, am lucrat picioarele. Perfect. Kingo o să ne prezinte al doilea exercițiu. Bun, o altă variantă va fi un exercițiu, se numesc fandări, fandări înapoi. Ne întoarcem, sacul fixat la spate. Inspirăm și pe expirație coborâm ușor cu un picior înapoi. Să avem grijă să avem 90 de grade la genunchi, în față și în spate. Și revenim. Și schimbăm alternativ. 2, 3, 4, 5, spatele drept, 6, 2 și ultimul. Bun. Ok, la fel și la exercițiu de fandare, cei care simțiți că puteți mai multe, în momentul în care cobor, pot să ridic sandbag-ul sus, revin, schimbăm picior. Sandbag-ul sus, revin, schimbăm picior. Hai să facem 6 repetări doar. Sus, revin și schimbăm. Unghiuri de 90 de grade la ambele picioare, abdomenul încordat și spatele drept. Hai. 3 repetări, Kingo. 2, sus. Revin și ultimul. Foarte bine. Ok. Ultimul exercițiu care vi l-am pregătit astăzi se numește Parpis cu sandbag-ul. E un exercițiu deja puțin mai greu. Kingo o să ne arate varianta mai ușoară, iar eu o să vă arăt varianta mai grea acestui exercițiu. Ok, hai să începem. Iau sandbag-ul în brațe, cobor cu el într-un squat, îl fixez jos, fac o săritură în spate, revin și sus. Ok. Sau Kingo, prin pășire. Cu pas înapoi, înainte și revenim. Ok. O să ne punem ușor în lateral, vom face 10 repetări. Kingo ne va arăta varianta ușoară, iar eu varianta grea. Haide, Kingo, să începem. Jos. Perfect. Jos. Abdomenul încordat, spatele drept și sus. Ok, la fel. Pot mai multe, jos, pot să fac un push-up. Fixez abdomenul strâns, coborăm jos, revin și sus. Hai, 4 repetări.
și sus. Spate. Acum. Hai. 3. Deja începe să lucre foarte bine. E un exercițiu puțin mai greu. Hai. Și ultimele două cu push-up king-ul. Hai. Și jos. Și ultima. Și jos. Poză. Bravo. Vă mulțumim și spor la treabă. Mulțumim, spor la treabă.